Conform autorităților, este obligatoriu să purtăm masca de fiecare dată când ajungem într-un spațiu închis. Unii dintre noi o purtăm continuu, chiar și 8 sau 10 ore, pentru că mergem la serviciu. După multe ore cu ea pe față, este posibil să simțim disconfort. Colega mea, Georgiana Mihăil, a discutat cu un dermatolog despre cele mai frecvente neplăceri create de mască. Cel mai important este să o purtăm corect. Că ați văzut adesea, într-adevăr, masca stând, cel mai frecvent, așa, sub piramida nazală, exclus. Iar pacienți care, sau persoane care își duc mâna extrem de frecvent, nas, da, în gură, tot ceea ce avem noi, cu toată încărcătura noastră de pe mâini, virală, bacteriană, ajunge în aceste orificii și riscăm infecții. Prin urmare, masca, da, este obligatoriu de purtat corect, așezat odată, deasupra piramidei nazale și strâns aici. Asta. Atenție! Nu este important doar să fie așezată corect, ci trebuie ca ulterior să fie respectate și o serie de reguli. Trebuie menținută deasupra piramidei nazale, acoperind cavitatea orală și nazală în același timp. Nu avem voie să o mișcăm, nu avem voie să o îndepărtăm, nu avem voie să o coborâm sub nas și o vom purta-o maxim 4 ore sau, dacă s-a umezit, va trebui să o schimbăm, pentru că vom întreține prin umiditate o serie de germe locali și riscăm să apară leziuni, leziuni acneiforme, să se agraveze, leziunile de roșață, leziunile de acne, toate acestea se pot agrava în această perioadă. Pentru a diminua riscurile, specialiștii recomandă măștile medicinale. Prefer aceste măști medicale pentru că măștile textile, mai ales colorate, pot fi impregnate cu o serie de substanțe care pot da reacții iritative sau reacții alergice, mai ales că noi o ținem în contact și ocluziv cu pielea feței pentru un număr considerabil de ore. Aș prefera aceste măști medicale, cu atât mai mult cu cât pacientul are afecțiuni ale pielii faciale. Potrivit dermatologilor, sunt deja pacienți care le-au trecut pragul cu diferite afecțiuni ale pielii după ce au purtat un timp îndelungat masca de protecție. Există și persoane care, datorită acestui mediu umed întreținut de mască, se dezvoltă leziuni acneiforme, similare acnei. Se poate întâmpla, pentru că noi suntem colonizați în mod natural și această umiditate favorizează proliferarea germenilor. Prin urmare, și atunci va trebui să venim la medic și să stabilim cum reușim a controla și a trata acele leziuni. Nu vă speriați, se poate întâmpla, dar soluția este tot printr-un tratament local cu vindecarea completă a acestor leziuni. Nu vor lăsa urme, nu se întâmplă nimic, doar că trebuie tratate corect. De asemenea, este extrem de important să fie folosită în continuare crema de protecție solară, chiar și atunci când masca acoperă mai bine de jumătate de față. Da, aplicăm fotoprotecția pe toată fața înainte de a pleca de dimineață și reaplicare dacă suntem afară, atunci putem, in extremis, să reaplicăm pe zonele expuse, dar fotoprotecția o aplicăm pe toată suprafața. Dacă simți că masca nu te lasă să respiri suficient de bine, o poți îndepărta, însă doar pentru o perioadă scurtă de timp. O îndepărtăm integral, respirăm cât avem nevoie și vom folosi una nouă atunci când trebuie să o reaplicăm. Da? Nu intră în contact extrem de mult cu mâinile, nu o mișcăm, nu o coborâm. Masca niciodată nu trebuie purtată așa, cum o vedem. Nu o vom manipula-o așa, da? Cum este, de fapt, tendința naturală a persoanelor care nu sunt obișnuite cu purtatul de mască. Prin urmare, este recomandat să păstrezi masca pe față în toate spațiile închise, cu condiția de a o purta corect și de a o schimba cu una nouă de fiecare dată când cea veche se umezește.